A început vacanța mare, dar nu pentru toți copii. Această perioadă înseamnă tabere, distracție, mare, munte sau bunici. La Timișoara, mai mulți elevi au ales să-și petreacă o parte din vacanța de vară printre cărți. Pentru că iubesc lectura și poveștile, copiii fac voluntariat într-o librărie. Au ocazia să învețe lucruri noi, să-și împărtășească părerile legate de cărți cu cumpărătorii și chiar să întâlnească personalități. Cele două reprezentante ale librăriei au început programul de voluntariat acum câțiva ani și spun că toată lumea are de câștigat. Ana, David, Mara sau Clara sunt doar câțiva dintre adolescenții care fac în această vară voluntariat la librăria independentă din Piața Unirii din Timișoara. Cei mai mulți dintre ei nu au călcat pentru prima oară în acest loc, dar de această dată au ales să facă voluntariat aici și să vadă ce înseamnă munca într-o librărie înconjurată de cărți. Eu cu prietenele mele ne-am gândit, de ce nu, să facem voluntariat, dacă tot ne place să citim și să vedem ce trebuie să facă un librar. Am învățat multe lucruri folositoare, unele pe care nu le-am știut și a fost o experiență extraordinară. Eu, când eram mai mic, mă gândeam că primul meu job este, aș vrea să fie de librar. Și a venit oportunitatea asta și am zis să fac voluntariat. Și este foarte frumos aici. Am învățat cum să vorbesc cu clienții, cum să-i ajut, cum să încasez, cum să preiau și cărți de la anumite edituri, să aranjez cărți după editură și autor. Mara locuiește în Franța și a venit în vacanță în România. Nu a vrut să piardă timpul stând degeaba, așa că a ales să facă voluntariat în librărie. Îmi plac cărțile și în viitor mi-ar plăcea să lucrez într-o librărie și momentan e prima zi, deci acum sortez cărțile. Cele două reprezentante ale librăriei susțin că proiectul aduce beneficii atât tinerilor cât și lor, având în vedere că așa rămân la curent cu noutăți din lumea tinerilor. Îi pregătește pentru atunci când vor avea practic obligatorie sau pentru când vor lucra. În al doilea rând, e important să vină în programe de voluntariat pentru că întâlnesc alți copii de vârsta lor. Se întâlnesc cu scriitori, se întâlnesc cu jurnaliști, se întâlnesc cu oameni de cultură și cumva pentru ei asta îi scoate din zona de confort și îi face să aibă mai multă încredere în ei. Printre primele lucruri pe care le fac sunt aranjarea cărților la raft, și ca să învețe titluri, edituri și apoi încet, încet îi învățăm și să încaseze și să lucreze la bar. Partea asta de promovare a cărților, fac recomandări de carte atât clienților cât și recomandări scrise sau fac fotografii pentru rețelele noastre de social media la diferite cărți, la noutăți. E un lucru bun și pentru ei, dar și pentru noi, pentru că suntem înconjurați de foarte mulți tineri și chiar învățăm foarte multe lucruri pe care nu cred că am avea de unde să le învățăm de la altcineva și suntem și noi în ton.